Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Handercel extinde ceea ce a început ca un hobby. Care este motivul principal pentru care Hande vine la Londra? Ceva surprize de la Handercel. Toate acestea și multe altele în videoclipul nostru. Știm că Handercel a devenit recent interesat de pictură. Handercel se pregătește să-și deschidă propria expoziție de pictură. Există informații că va deschide propria expoziție de pictură când se va întoarce în Turcia. Cu toate acestea, Hande nu a făcut încă o astfel de declarație. Sunt așteptate noi surprize de la Handercel. Actrița de succes, care își etalează talentul, nu trece neobservată când pictează minunat fotografii pe lângă actorie. Talentele lui Handercel au fost și ele la vârf. Dintre fanii lui, Ercel face un pas mare în carieră, mai ales după serialul TV. Batila Iuzămea. Actorul care a câștigat laude pentru personajul pe care le a interpretat în serialul de televiziune, WHN Hemet Kerem Bursin, și-a câștigat o bază uriașă de fani. Suport pentru afișaj Bursin. Cu peste 26 de milioane de urmăritori pe rețelele sociale, multe celebrități geloase. Tânăra actriță a devenit vedetă. Se caută chipul mărcilor și se semnează acorduri de publicitate. Iurek Nokin On My Door a început să fie difuzat ca un serial de vară. Și-a luat rămas bun de la ecran cu episodul 52 din septembrie. Cu toate acestea, serialul, care a avut mare succes în străinătate, nu a intrat încă. Program mondial. Ziua în care a fost publicat serialul Se încalcă, care este încă tete pe rețelele de socializare. 85 de țări este un mare succes. Tânărul actor are destul de mult succes. Handercel este urmărită cu interes pe rețelele de socializare ca o tânără actriță celebră. Milioanelor din întreaga lume. Postările de pe Instagram sunt văzute și comentate brusc de milioane de oameni. Fani autohtoni și străini. Văzând atât de multă atenție, nu o strică niciodată pe celebra vedetă. Una dintre ultimele publicații ale lui Ercel au fost fotografiile pe care le-a desenat. Cei care îl urmăresc îndeaproape pe actor știu că îi place să picteze în timpul liber. Handercel, care pictează mult în timpul liber, se gândește să deschidă o expoziție. Se spune chiar că a făcut o pregătire preliminară pentru asta la Londra. Să vedem, următoarele câteva zile ne vor arăta tot adevărul. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru diverse videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine! La revedere!